Salut, Tauri! Voi face citirea pentru perioada 1 mai, 15 mai, aveți foarte multă energie în Taur, se acumulează aici Uranus, Jupiter, Soarele și Venus. Dar Lilith formează un trigon cu aceste planete, deci trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă Lilith mai aduce schimbări, mai aduce glume. Cam acestea ar fi principalele aspecte. Voi face citirea, da? Și iată, la baza pachetului, mica benefică Venus, care vă spune: doriți-vă ce este posibil, fiindcă este deja îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. De asemenea, aveți sacrificatul. Am zice că sunteți într-o perioadă de stagnare, în care ar trebui să vă schimbați concepțiile, fiindcă nu veți putea ieși din această stagnare, nu puteți să le impuneți celorlalți să-și schimbe aceste concepții și veți primi bani pe care va trebui să știți cum să-i folosiți, să puneți și deoparte. Și aici două arcane majore, se încheie ceva în viața voastră, dar va urma o schimbare foarte importantă pentru voi. O schimbare ca un talisman de noroc. Voi și iată că voi aveți aici un blocaj pe care ați putea să-l depășiți dacă sunteți drepți, vă doriți dreptatea, adevărul, corectitudinea și sunteți fermi în această situație, veți reuși să deblocați această situație foarte ușor. Și totuși, fericirea pentru voi, aveți un turn pe care l-ați construit, poate să fie vorba de o creativitate, de iubire, de educație, de distracție, dar ceva se va nărui, fiindcă el nu a fost construit pe o bază solidă, ci pe imprudențe, greșeli. Și acum, fulgerul lui Marte vă arată greșelile, vă luminează greșelile și vă aduce cu picioarele pe pământ. Veți vedea aceste greșeli și veți putea schimba, veți putea reconstrui acest turn pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Aveți foarte mulți dușmani în ceea ce privește cunoașterea, studiile, călătoriile. Deci nu aveți persoane care să vă ajute. Este bine să vă ascundeți scopurile. Aici e nouă arcană care nu e prea grozavă, legată de resurse, de loc de muncă și de carieră. Am putea spune că în ceea ce privește resursele, bunurile materiale acumulate de voi, aici s-ar putea să fie avut și vicii sau să cheltuiți foarte mult.
în această lună mai și aceste cheltuieli le veți resimți. Sau ați vrut să aveți resurse și v-ați legat de niște persoane care, de o persoană, de un capricorn, un bărbat, care vă exploatează în sensul că profită de voi. Trebuie să fiți foarte atenți, să încercați să renunțați la vicii, să nu faceți foarte mari cheltuieli și să fiți cumpătați în această perioadă. 8 de bâte arată o comunicare foarte bună la locul de muncă, sănătatea, dar eu zic că la locul de muncă poate că voi chiar lucrați pe internet, lucrați pe calculator ceva și aceasta este activitatea voastră. În ceea ce privește cariera, s-ar părea că veți primi o informație, o veste care vă blochează. Nu puteți să găsiți o soluție, nu puteți să dați un răspuns. Tocmai din cauza faptului că sunteți prea preocupați de acest lucru. Încercați să vă recreați și veți găsi soluții. Comunicarea, contractele, relațiile. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, voi aveți aici un fel de rivalitate. Încercați să îi convingeți pe ceilalți că sunteți voi cei mai buni sau să ieșiți în evidență cu mici minciuni, mici bârfe, la fel procedează și ei. Și totul pare ca o rivalitate, dar nu veți ști niciodată cine va câștiga în final. Și legat de contracte, de asocieri, de procese, veți afla că cineva v-a trădat. Aveți aici un 3 de spade care arată clar că sunteți trădați de o persoană. N-am ce să spun mai departe decât simțiți această suferință, fiindcă veți afla acest lucru. În schimb, legat de relațiile voastre și de protectorate, de prieteni, aveți aici un 2 de spade. Poate să fie și relația cu partenerul de viață. Să vi se ceară să faceți o alegere, dar nu este o cerință prea fermă. Deci vi se cere dacă vreți să faceți această alegere. Voi s-ar putea să fiți singuri în fața acestei alegeri, să observați că sunt două lucruri identice și să vă gândiți că este momentul să lăsați mai bine și să nu faceți această alegere, să așteptați. Casa patra, deci cămin, familie, schimbări, transformări, renaștere și casa 12. Karma. Haideți să vedem pentru familie, cămin, aveți magicianul. S-ar părea că în familie, în cămin, trebuie să fiți un magician. Să reușiți să aveți o situație sub control. Mercur, de altfel, spre sfârșitul perioadei va intra în Taur și vreți să vă folosiți ideile, gândirea, mentalul, creativitatea, sentimentele, relațiile, energia, vitalitatea, bagheta magică, tot de ceea ce dispuneți pentru a vă atinge un scop în familie. În schimb, schimbarea pentru voi este faptul că vreți să vi se facă dreptate.
vreți această dreptate, justiția, dreptatea, vine să vă atenționeze că dacă veți încerca să dați în judecată pe cineva, este bine să stăpâniți reacția acestei persoane, să o cunoașteți, această reacție, și, bineînțeles, să cunoașteți legile după care sunteți judecați, dar și dreptatea și adevărul etern. Sau poate schimbarea care apare, poate să apară o schimbare care să vă facă dreptate în ceva. Pajul de spade arată o suferință pe care o aveți, creată de o persoană care vine și vă face niște înscrisuri, înscrisuri care nu sunt adevărate, dar ele vă aduc inspecții, verificări, situații dificile. Aceasta a fost citirea pentru această perioadă. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!